Ziua Armatei Române a fost sărbătorită și în Bacău. Vineri dimineață, garda de onoare a fost aliniată în fața cimitirului central. După intonarea imnului de stat al României, militarii, veteranii, autoritățile locale, dar și simpli băcăuani care au venit la monumentele eroilor, au participat la ceremonialul religios. A urmat apoi depunerile de coroane și jerbe de flori la mormintele eroilor. Știți pentru ce e ceremonialul de astăzi? Da, 25 octombrie, ziua armatei. Dar știți de ce e ziua armatei? Ce s-a întâmplat pe 25 octombrie? Păi atunci a fost biruința armatei române. Da, cum să nu știu? Vă place ceremonialul de astăzi? Foarte mult, foarte mult. Sunt impresionanți așa, impunători. Da, normal, mă încrâncina, mai ales când noi începem muzica. Așa m-am... Știți ce se sărbătorește astăzi? 25 e ziua eroilor. Eliberarea Transilvaniei, trupele artiste. Ziua Armatei Române se sărbătorește din 1959. 25 octombrie reprezintă ziua în care, în 1944, Transilvania de Nord a fost eliberată de sub ocupația hurtistă.